În acest video voi vorbi despre stilul de atașament securizat. Acest stil de atașament ca toate celelalte de astăzi se formează în primii 3-4 ani de viață și uh, este cel mai sănătos dintre cele patru uh, stiluri de atașament. Cea mai scurtă dacă vrei, definire sau definiția acestui stil de atașament este uh, în trei cuvinte, e o propoziție din 3 cuvinte care spune așa. Eu sunt ok. Da? Uh, stilul de dată, așa mai securizat, are toate șansele să zicem, să fie foarte mulțumit de relațiile sau, să se simtă în siguranță, să fie conectat cu partenerul să, sau cu oamenii din jurul său, um, și uh, fără să simtă nevoia să petreacă tot timpul timp împreună, fără să um, fie dependent sau să fie gelos sau a ce. relații um, Relațiile cu ceilalți întotdeauna se bazează pe onestitate, pe sprijin, uh, pe independență și conexiuni emoționale profunde. Uh, ideile principale când vorbim despre um, stilul acesta securizant sau securizat de atașament um, sunt următoarele, nu sunt toate, dar sunt principale, spunem așa. Este foarte confortabil, se simte foarte bine într-o relație intimă, într-o relație plină de iubire și de apropiere emoțională. Um, depinde de partener și pa îi permite partenerului să depindă de el, cu alte cuvinte, nu este la modul. Aoleu, să nu mă investesc prea mult emoțional, că poate voi suferi și nici la modul ce vrea asta de la mine, tot timpul stă agățat de mine și mai departe. Nu este disponibil uh, și, uh, uh, cum să spun, deschis relații, atât să ofere cât să și primească, uh, are, acceptă nevoia partenerului de separare, fără să se simți el sau amenințat cu alte cuvinte, dacă partenerul îi se spune, am nevoie de puțin timp eu cu mine, cu turta mea, nu e genul care spun, A, ai, din cauza mea, vai, ăsta mă părăsește, mă abandonează, nu știu ce să mai fac cu viața mea. Nu, uite, ok, dacă tu asta ai nevoie, asta fă, da? Deci uh, e foarte așezat, așa, foarte vertical, foarte încrezător în sine, uh, nu îngânfat, ci sigur pe el și, cum spuneam mai devreme, uh, se simte foarte apropiat, dar în același timp și independent. Poate să fie foarte apropiat de persoana cu care este, să fie îndrăgostit până peste cap, dar în același timp să nu fie dependent de această persoană. Da? Este genul de persoană care este foarte încrezătoare, este empatică și um, foarte tolerant la persoanele din jur care gândesc altfel care se manifestă, altfel care se comportă, altfel... Și aici, atenție, când spun tolerant, nu e la modul... Uh, tolerant nu înseamnă că Asta e, închid ochii și uh, fac și eu ca oile sociale, mă, toată lumea să fie egală. Nu e astfel de mizerie și ipocrizie morală. Și mai degrabă, dacă tu ești așa, pentru mine este absolut ok. Dacă ție ți-e bine, e perfect. Pe mine nu mă afectează cu nimic. Uh, știu că e vorba despre tine și nu e vorba despre mine. Da? Este Sim. genul de persoană care uh, aproape niciodată nu e lucrurile personal. Dacă cineva spune sau face ceva, Știe că e vorba despre acea persoană și nu despre el sau ea însăși. Își gestionează foarte bine emoțiile și um, nu este foarte afectat sau supărat când apar probleme în relații. Uh, ca și părinte este foarte sensibil, este cald, este grijuliu uh, și se adaptează la cerințele și nevoile copiilor și atunci când sunt uh, și copiii lor au, au la rândul lor un stil de atașament securizat. Și că tot am spus chestia asta apropo de copii și de persoanele care sunt așa și copiilor, vreau să înțelegi la chestie. Șansele, cum zic, când o persoană are un anumit stil de atașament, șansele ca virgulă, copiii acestora să aibă același stil de atașament sunt uriașe. Cu alte cuvinte, dacă cineva are un stil de atașament evitant, 99% și copiilor vor fi la fel. Securizat, 99% și copiilor vor fi la fel um, dependent sau dezorganizat, 99% și copilul vor fi la fel. De ce? Pentru că, de fapt, stilul de atașament pe care îl are un adult este stilul și modul în care interacționează cu toți ceilalți, inclusiv cu copiii săi și, dacă vrei, devine un model pentru aceștia, da? E bine, um, de aceea e foarte important să identifici care este stilul tău de atașament și să înțelegi ce poți face uh, pentru a-l face și mai bun. Um, acest stil de atașament securizat, așa, pare un pic că este uh, idilic, așa, știi, că este cel mai tare din parcare, că n-are nicio problemă, dar nu există așa ceva. Toate um, stilurile de atașament, practic, au plusuri și minusuri, doar că în cazul stilului de atașament securizat, aceste minusuri sunt mult, mult mai mici, da? Uh, uneori poți spune este prea disponibil sau este prea uh, sigur pe el care adesea, un om sigur pe el adesea poate fi um, perceput de alții, nu că l-ar deranja pe el, dar spun percepția celorlalți, pe el nu îl deranjează, dar percepția celorlalți care nu au acest stil de atașament, să zicem, securizat, îl vor percepe ca fiind arogant, fiind uh, cunoscut pe sus sau a știu eu ce, da? Și deci uh, e important să, să, să înțelegem acest aspect. Um, stilul securizat, am spus că are foarte multă autonomie, Uh, spre exemplu, dacă vorbim despre părinți, mama este foarte, sau persoana de atașament de care acest copil s-a atașat, uh, este foarte, răspunde foarte frumos, foarte natural, foarte rapid, cu dragoste și atenție la copil, copilul lui când acesta are nevoie, uh, are certitudinea, noi nu este nicio teamă în mintea asta sau în sufletul său că Nu este iubit sau că nu este protejat în orice moment. Are această cercetune, are această claritate și, de urmare, nu are, nevo are nevoie să testeze pentru că știe că este așa și asta îi dă o foarte, foarte mare siguranță. Ok? Uh, are un nivel, cum spuneam, foarte mare de credere în el și în partener și um, are sentimentul de apartenență și sentimentul de a-și conecta cu altă persoană și viața la cel mai profund nivel. Uh, are o mare stimă de sine, și asta îl ajută foarte mult în relațiile cu ceilalți, și îl ajută să aibă relații sănătoase și profunde cu cei din jurul său. E bine, acesta este stilul de atașament uh, sigur sau securizat, și dacă vrei să înveți și mai multe despre cum poți lucra cu stilul tău de atașament, chiar dacă este securizat te invit la cursul de care a copilului interior în care vom discuta despre stilul de atașament și de asemenea vei învăța cum poți să lucrezi tu cu tine, cu mintea ta, cu copilul tău interior, cum poți să creezi um, sugestii foarte targetate pe stilul tău de atașament, astfel încât să ai o viață sănătoasă, fericită, o viață vindecată, o viață plină de resurse, o viață împlinită, așa cum sunt convins că îți dorești. Așa că că dacă îți dorești tu la acestea, ai uh, chiar e pe imagine acolo sau în chat, mai în descriere, pe site-ul nostru puterea slash vindecarea minus copilului minus interior. Pe acea pagină o să vezi toate detaliile despre acest curs, despre cursul despre vindecarea copilului interior. Un curs foarte, foarte practic, foarte bogat în exerciții, în tehnici, în detalii, în informații. Un curs absolut extraordinar, care la care au participat sute de oameni de-a lungul timpului și uh, la care ai și tu acum șansa să participi, să te înscrii și să te bucuri de acest program. Și dacă vrei să înveți cum să lucrezi cu copilul interior, dacă vrei să înveți cum să comunici cu copilul interior, dacă vrei să înveți cum să uh, uh, vindeci copilul interior, dacă vrei să înveți cum să ai o viață sănătoasă și să legitarmonioasă prin vindecarea copilului interior, te invit de sigur cu mare bucurie la acest curs și spuneam, ai linkul mai jos în descriere, de click acolo și mergi pe pagina noastră și înscrie-te la acest program.